Bă, Pope aici. Pe 7 iunie se organizează primul meet and greet unde mă cunoașteți pe mine. Pope Realu. Pope Gamer nu-l iau că e un milog. Milog e doctor. Bă, locația este în Urban Home, în Pitești. Cei peste 16 ani au voie, astea regulile clubului. Dar cei care vin acolo ne vedem la intrare și o să ies eu să facem poze și tot. Hai la episod. Începem episodul cu o glumă. Știți de ce se dau florile în sus la femei? Că pula tot în sus i-o dai. Lăsând gluma la o parte, poate nu veniți la mite în gritul lui Pope Realu că vă scuip eu în gură că sunteți nesimțiți dacă nu vă duceți în Pitești, pe data de 7 iunie, la Urban. Eu n-o să vin că nu mai am ilogul, dă-l în pula mea. Ai 3 secunde să dai like sau mă dai curvă. Te-am prins, 1-0 pentru mine. Bă, Pope aici, am 5000 de ore în GTA 4. Hai să vă arăt. Ok, ieșim aici. Dăm-mi logo-ul ăsta care ne zice despre viitor și despre ce o să se întâmple cu planeta. O doare în pulă de el. Trage pe dreapta. Bă, nu mă prins că ești gras. Olo, zici că e locala pe București să mor eu. Uite porumbelul. Bă, nu era 100. Și începem cu prima misiune pe episodul de astăzi. Vă zic dacă avem misiuni cu Playboy. Nu Carti, Playboy ăsta. Are o mașină șmecheră, un Hammer. Uite aici. Mâncaia și pula lui de Romanian. Facem chestii de droguri, băieți, ca să știți. Și o să ne întâlnim cu un personaj interesant în episodul ăsta, pentru că o să avem mai multe misiuni. Bă! Nu plătesc 5 euro, ce mai mult? Dolar, pardon. Mă cred în Europa. Că Nico e sârb, v-ați prins? Nu e că suntem în America, dar sunt și eu în Europa, e și Nico din Europa. Partea distrusă eu. Aici este zona din Chinatown Wars, v-am mai explicat eu o dată. Hai să mergem să vă arăt din nou ce naiba. S-a deschis capota lui ăsta. Aici are Juan Safe House-ul, fix în gangul ăsta să-l numesc. Aici are Unchiso restaurantul, uite bolul ăla deasupra. Aici am făcut misiunea când ne-am spart lui ăla geamul. Mici detalii. Mamă, ce cărst. Nasty. Da, fix asta e misiunea care mă gândeam, lol. Ne-a băgat direct în pâine, nu glumă. Asta avem aici un shotgun. Dă-mi-l. Mersi. Hai, Nico. Just like the movie, money. Hai că tu te caci pe tine și aici e Johnny. Dar el are versiunea asta de beta a lui. Vedeți că are tatuajul ăla pe gât, are vestă, de fapt. Mi se pare ciudat că nu se uită la Nico deloc. Se uită numai la Playboy. În fine, sunt aici polițiști care să dau buyer și efectiv, adică milogul ăla. Știi ce pățesc milogii? Hai, exact. Și acum, băieți, speedrun nesimțit. Dacă nu prea îmi place, vreau și eu asta, vreau atâta. Puteți să urcăm, mă? Normal, pe Lost and Damned, când o să facem și DLC-urile, mai sunt doi aici. În misiunea asta cu Johnny, când o să jucăm, trebuie să coborăm, noi o să urcăm aici. Bă, ce grea mi se prea misiunea asta când eram mic. Și acum, hai de morți și de zile mele. Adică sunt bun. Păi vină prostule, tu. Trebuie tot eu să stau de tine? Mamă, ce ușor a fost, lol. M-am pișat pe ei. Gata, băi, și acum trebuie să scăpăm de gât de poliție. Prea ușor, mă, prea ușor. Bă! Nu mai zic niciodată prea ușor. E o motocicletă aici, a? Hai să... Hai, prostule, hai. Fiți atenți. Trick de la Pope. Facem dreapta. Oricum trebuie să ducem acasă, asta înseamnă că putem să mergem pe aici liniștit pe autostradă. Și cam asta a fost misiunea, băieți, bine, noi o ducem pe milogul ăsta acasă și o să avem misiuni și la el. E mic interesant, dar e ok. Mergem, aici putem să facem un pic de dreapta. Nu, băieți, nu pot să sun la Lester să mă scape de poliție. Știu, e păcat. Gata, am scăpat. Prea ușor, mă, prea ușor. Mai vorbesc în viața mea. Aici e casa lui Luis Lopez în Ballad of Gay Tony. Și asta e misiunea, băieți. Hai alta. Trage pe dreapta. Închide, frate. Iar la milogul de Manny. Bă, dar nu prea are nicio viață. Stai să dea o leacă de ceva de papa. Un burger. Foarte ciudat că în GTA 5 n-ai interioare de genul. Dar vreau să vă arăt altă chestie. Normal, voi n-aveți cum să săriți aici. Bun, dar haideți să vă arăt un trick și un detaliu lăsat de la Rockstar. Șmecherul de tot. Vreau și o mașină. Dacă intră food-ul asta în Burger King e bine. Mă scuzați. Intru și un pic. Vreau să intru cu ăsta. Bun, am intrat. Și acum e în felul următor. Tu n-ai cum să ieși de aici, dar developerii s-au gândit că noi o să ajungem pe partea asta a magazinului. Așa că au pus această treaptă. Putem să ieșim liniștiți. Rockstar Games, vă iubesc. Cine pula mea vă mai arta vă vouă detalii ca astea? Nimeni! Merit mai mult credit, mă. Bă, să ceapă a doua misiune. Trage pe dreapta. Dar ce mă claxonezi? Dar nu mai pot eu că ai client, nenorocitule. Am nevoie de o mașină. Bă, ăsta parcă e bun. Mi-am amintesc că scrie că are motor de 4.8. Da, așa e. Hai, dă-te jos. Dă-te jos, proasto. E mașina mea, nu e a ta. Nu era oricum a ei.
micea mea. Îl urmări porul cu metrou. Ce îmi plac misiunile astea de urmărit. Valeu. De s-a pus în cap și ne arată ăla, dar mai rămân curcă. Exact. Hai că oricum știu pe unde o ia, dar e în regulă. Oh! Pula mea. Bă, dar faceți tot stânga, mă, incredibil. Aoleu. Dumnezeu nu doarme pentru mine. Aici facem stânga, dreapta. Te rog frumos să nu mai dormi pe boscheți. Că de-aia am dat eu cu mașina peste el. Nu că sunt eu criminal. Aici dreapta. Iar dreapta. Ne ținem după ăsta și aici o scoboare. Nu mai vreau să dau peste nimeni. E unul care o să coboare cu niște gangster. Uite-l aici. Mort, te caut targets. Că avea bodyguard ăștia după ei, dar nu știam că trebuia și pe ei. Gata, asta-i tot. Ușa un taxi. Ce s-a întâmplat aici, mâncați ești burătă? Taxiu. Stai mă un pic, că e roșu, ai prins roșu. Trage pe dreapta. Avem un semnul întrebări care eu anticipez și ne, pentru că mai zis episodul trecut că e un polițist care o să ne caute, pentru că este foarte valuable. Acolo mergem. Da, exact. Avem două mesaje. Da, exact ce ziceam. Bun, ne întâlnim cu polițistul ăla care v-am zis că o să lucrăm pentru el. Are niște probleme, vă zic, de acum cu legea și noi efectiv suntem cobaiul lui să clean the shit. Avem mesaje Playboy. Ex, nu Carti. Da, mă, moșule? Iubi. Uite mă, detalii mici de astea îmi plac, să dai bani. Bu, aia, pula mea, ai lăsat un tank. $10 într-un tank de la tata? Ce pula mea, păi ai bagnote de alea de 50 de bani, cum aveau românii? Lol, apropo, România are cea mai mică bagnotă în lume. De 10 bani, tare rău. Ce vrei mă, Jacob? Agua. Exact asta, mai țineți minte dintr-un episod trecut, era într-o misiune, nu mai știu cu cine discuta. Dar asta e tot. El fiind polițist, ne știe. Ne are dosarul și toate căcaturile astea. Chestii de gaburi. Dacă prind taxiul ăla, am cele mai mari cojones de pe planetă. Trage pe dreapta. Știam. Știam că-l prind. E foarte tare misiunea asta pentru că trebuie să sunăm pe cineva și efectiv nu ne dăm mură în gură, trebuie să ne dăm noi seama. De eu vă zic deja cine e. Coborăm aici, ne dăm un număr de telefon. Bun, blackmailer, stai așa că vă zic de acum. De obicei stă pe o bancă. S-ar putea să fie milogul ăsta cu cartea, dar nu cred, nu le treabă. Ah, uite-l mă. Păi este în față, în față, n-auzi? Mort, asta a fost băieți, gata misiunea. Bine, trebuie să scap de gabor și să las lui ăla ceva. Acel ceva care l-am luat. O mașină vreau și eu. What the? Cine te pune să pui cover lângă mașină? Gata mă, calvați-vă că s-a tras cu glonțul bacul 4 străzi distanță de unde pula mea știți voi aici. Hai mai repede, scapă-ne. Scapă tată, hai. Dacă mă enervez și schimb pe Nico. Dar la magazinul de ăsta de aici n-am ce să schimb cheia nasol. Gata misiunea. Next. Taxiu. Where you wanna go, Heaven? La măta, du-mă la măta. Bă, nu vreau la măta asta, vreau la Playboy. Fără carte. Hai să mai fac o misiune la asta deja. A, asta nu prea e misiune, dar trebuie să mergem la un internet cafe ca să aplicăm, pentru că avem un CV de la ăsta. Trebuie să-l omorăm pe unul de ne ia un interviu. Dar tot la fel, pentru că mi-a dat mesaj și Brusty. Probabil are legătură și cu date-ul ăla care îl programasem noi. Imediat mă uit în mesaje, sigur asta e. Bă, vreau și la calculator să joc. Web. Asta, careers, resume. Nico zice că e ceva de law, de... Gata, am aplicat. Primul job al lui Nico în Liberty City. Și e vorbită, pentru că m-a adus și lângă milogul de Playboy. E vorbită! Lasă-mă, mă! Aici, în Ballad of Gay Tony, este ceva de... Dar că nu e ușa. E de aia, e Fight Club, basically. Ai, mișto o misiune asta, deja te bagă în pâine. E destul de mult acțiune misiunea asta, foarte tare. Iată, deja mi-a salvat mașina aici. Casa asta, fiindcă avem parcarea aia, o să cam fie a noastră. O leacă, faci noi jump-ul ăsta? Off din 10. Mersi, Poverealu. După aia nu e în Africa, prostule. Ok, bravo, mersi Nico. Bă, da, plouă, eu când făceam misiunea asta, era mic, era mai soare, dar e ok. Da, trebuie efectiv să-i demontăm pe fraierii ăștia. Și acum o să dureze de capul și de zilele lui acest elevator. I'm gonna kick some ass down there, boy. I'm backing you up.
Acu ajungem imediat. 10 secunde cât a durat. Bun. Îi omorâm pe fraierii ăștia. 1 2 3. Asta a fost tot. Hai, tata. Hai. Hai. Mersi. Și acuia cu băieți. Crimă și pedeapsă. Cu acau ăsta? Tot omor. Nico? Baftă cu aia. Dă-le, Nico, că ce pula mea tu în Iugoslavia ești zeu pe lângă fraierii ăștia. Da, mă, calmează-te. Nu sunteți bun de nimic oricum. Stai, că o să avem și viață, stă... Bine. Era viața în spate, în pula mea. Uite-o acolo. Mersi. Și acu dă niște petarde de-astea. Killer. Mai e unul aici, n-am murit complet. Exact. Te cap de Union Leader, nu prea poți, ăla e cam scriptat. Adică eu dacă trag acum în el când mă apropii, nu-i dau damage. Hai, mă. Ah, ok. Alții mai buni. Alții mai buni. Viața iar. Așa că e super simplu pentru că... Hai că nu mor. Știi, aia e singura mea problemă. Pă, ăla, da, omoară-l. Gata, aia mă interesa că te impu la mea pe ăștia. Bine. Nico, nu e timpul să vorbim la telefon cu ăla acolo viu. Asta a despaunat. Bă, Nico, ești zeu. Animația asta din Vice City când cade Nico. Vreau să schimb pe Nico și mai facem o misiune la Playboy. O chestie care îmi lipsește din GTA 4 e că să ai și alte haine mai... Ok, eu înțeleg că totuși e toamnă când e Nico în Liberty City. Dar era interesant, o să poți să-l îmbraci pe Nico și nu știu, cu un tricou sau o cămașă, că n-ai haine de genul, știi? Eu am câteva haine în plus din cauza că am modul. Trage-mă pe dreapta că n-ai client. Aici stau până scad poliția, mă doare la cioacă. Recomandă nenorocitul. Am zis că mă schimb și m-am dus la prostul ăsta să fac misiunea. Face misiune. Elisabeta, începe asta să fie... Eram sigur, începe să devină asta foarte paranoică că o ia poliția. Nu mă interesează, dar știi cum e viața. Bun, acum ne pune Playboy să-l omorâm pe un prieten, dar lui e pe aici la un... Mamă, iar vremea asta ștear să mă mâncați aș pula ta. Chestii de cartier, mergi să-l omorâm pe unul la teren de basket, atâta ne dă o poză și aia e. Bine, pentru că ne-a dat nou telefon, băieți. Băi, ești nebun, ar fi și mai funny dacă n-ar fi vremea asta căcat. Da, bă, da, hai. Hai, ne pune să intrăm în cameră. Stai, mă dau și mai aproape. Camera asta care are, ce vorbești, mă, un pixel. Vedeți, da? Îi trimit lui fraierul și zice că e fraierul ăla în geaca nu știu care. Aștept mesajul. Hai, tată. Gata. Ce s-a întâmplat, băieți? Nu s-a întâmplat nimic, stați liniștit. Gata, asta e tot. Și acum hai să schimb pe Nico, nu? De ce nu? Da. Bă, da, a făcut Nico la bani. A făcut Nico la bani ca hitman. Am ajuns aici la Perseus. Și îl îmbrac pe Nico, îl fac țuț. Ce vrei, mă? A, e ăla cu interviu. Ia vedeți, bă, nebunilor. L-am făcut pe Nico. Țiplă! Țiplă, coaie! A, coaie, mi-am amintit ce trebuie să fac, mă, cu ăla. Am zis, păi, de 40 de ani într-o profesie. Cu mitul ăla, cu... Opăritul ăla lui Brucey. Mai știți că ne-a făcut site de la The Gay. Profil pe site de la The Gay. Mergem să vedem și cu ăla că sunt curios. Trebuie neapărat. Mamă, Nico, ce frumos ești îmbrăcat așa. Mâncați ești gura ta de Romanian. Uite-l pe Joker, ești nebun. Intrăm la mail-uri. French Tom, uite-l, mă. Perfect. Bun, acum ar trebui decât să îl pun pe Nico la somn și... Bă, stai, mă, stai, mă. Ce să mai... Am și client în spate. Hai să mergem la opăritul ăla cu care aveam date-ul, chipurile. Un mic debrief ca să înțelegi ce s-a întâmplat. You display 2 hours schedule appointment. Ok, fix acolo mă, la date. Da, acolo mă duc, ho. Deci,
Brusic cu Roman ne-a pus să ne facem un cont de ăsta de gay ca să ieșim la date cu fraierul ăla. Bun, de ce? Pentru că ei aveau un blog și scriau urât de ei. Știu că s-o fut în cur între ei, nu știu ce, Roman și Brusic. Nu contest, tot ce e posibil. Și ne-a pus să-l omorâm, asta e tot. Nu. La date, du-mă la date. Are Nico date cu un gay, incredibil. Bun, bă, ce frumos l-am îmbrăcat pe Nico. Bă, mie mi se pare o chestie, mă. În momentul în care Nico se îmbracă la costum, parcă nu mai are nici burtă, mă, să mor. Jur, dar nu-i așa. Salut! Hey, are you my date? Da. Ce ai, bă, băga mea și pula mea, fața ta? Bun, și acum o să... Da. Pa! Tare, vreau și un burger. Unde și un burger, fă? Gata, băieți! S-a produs gaming în episodul acesta! Hai să mă duc și pe mine, prostul ăsta acasă și aia e. Bă, pup și bebeți, baftă cu aia. Vedeți cum e în gritul ăla de-n Pitești pe 7 iunie, mâncava și pula voastră, Romanians. Veste mare în sat. Astăzi Pope a postat.